cât a fost, pe la începutul mijlocul anilor 80, bănuiesc, s-a destrămat grupul? Sau nu că s-a destrămat... Hai să vă spun ceva. Gico Flăcaș. Dar nu ați mai apărut. Deci membrii fondatori ai grupului erau Gico Flăcaș, Adrian Cătrălu și Rodi și trei persoane. După aceea a venit, deja și materie, bineînțeles, de numele nu mai figura, inițialele numelui, dar nu eram schimbat. Deci Gico, cum să spun, Gico a stat în trupă numai 2 ani. Gico. Avea probleme, ba că nu ies bani, ba, mai bine prefera să meargă la nunți, n-avea timp, era proaspăt căsătorit, deci motive și motive. Nu prea putea veni la repetiție, nu a vrut, n-a vrut, mă rog, ce nemaceca. Practic s-au terminat da? Registrările sau aparențiile, da? Asta înțeleg. Dar pe la mijlocul anilor 80, nu. După ce nu s-a mai auzit Gico nimic Fărcaș, de lucru. Gico n-a stat mai mult de 2 ani în formație. Iar Adrian Căprară după un an a plecat. Bine, dar dumneavoastră ați avut un 2 decenii jumate de... Cel puțin, da. Da. Ce ați făcut în anii adică, am citit că ați lucrat la, ca specialist în defectoscopie radiologică industrială, într-o uzină. Unde? Sau cum ați ajuns acolo? ICMA, ICMA, este pe fabrica de cazane mici. În ce perioadă? În 1976. Deci înainte de Romion. Da. Acolo am cunoscut și pe Gicu Crăciunul, acolo de serviciu. Și până în 83, în 1983, când m-au disponibilizat pe mine, cu toate, după ce că i-am ajutat cu Partidul lor Comunist și așa. cu unul era președinte de sindicat, domnul Puibuș, mi-au acordat 2-3 zile libere, dar când am fost cum să spun, disponibilizat pe mine, n-am mișcat nicio mână, dar eu am participat la cântarea României, am luat-o cu locul 1-3, am servit. Aici se vede toată minciunea și cu Partidul Comunist, ce era un Ciuca, tovarășul Ciuca, care era președinte de sindic, de partid acolo. Nimeni nu m-a ajutat ca să... Dar nici nu pare rău. Dar a fost un militor. Și pe la mijlocul anului 80 s-a terminat. Din ce motive? Din ce motive ați încheiat activitatea, practic? 99? Sau? Dar 89, nu știu de exact. Hai să vă spun ceva. După ce băieții ăștia au plecat, eu făceam muzica singur. Deci eu asta voiam să vă spun. Eu am făcut muzică dintr-o singură piesă, am făcut 5 piese. Și cele mai bune piese. De exemplu, piesa Ore, dacă ascultați dar piesa Ore... Dar cum să știu? Știți că aceste piese eu le-am difuzat și m-am bucurat mult că le-am găsit pe YouTube. Nu știu cine le-a pus dumneavoastră sau altcineva. Că nici nu știu să... Am înțeles. Dar sunt multe piese semnate Rodion Gea și cu critici, cu cronici, cu observații foarte laudative. Sunt mai multe. Ca să vedeți, ca să vedeți. Ore este una. Ore, da? Stele și lumini, stele și lumini, vă place stele și lumini, seamănă cu ore? Nu seamănă. Stele și lumini făcut din ore. Paradoxul, seamănă cu stele și lumini sau cu ore? Paradox. Stele și lumini e făcut din ore. Piesa Caravane, seamănă cu careva din ele. Câte piese aveți în total? Pentru că știu că a apărut singura apariție pe disc este pe acel vinil. Două piese mi se pare că aveți. Alte apariții discografice. Vă pregătiți acum. Eu am citit în sunetele de acum 5 ani că intrați în studio sau vreți să-l înregistrați. Au trecut iată 5 ani și nu s-a întâmplat. Și Cipri a trecut că în mai peste câteva săptămâni scoateți album. Va apărea acum? E aproape de apariția albumului sau 25 mai? După. Și dacă mai iulie. Dacă nu. Da, sunt gata. Nu mă leg de 2 săptămâni când e vorba de 30 de ani. Va fi gata. Se face. Dar lucrează oamenii. Și primul om care a spart viața, acum trebuie să fiu cinstit cu toată lumea, asta este adevărul. După 25 de ani, practic, cel care m-a scos din casă și m-a
hai să zicem, resuscitat, că nu mai el, că și eu, Dumitrescu, deci, și el tot așa m-a lucrat, dar mai mult decât. Dar mă refer acum, vorbesc de Mihai Antonescu. Deci dânsul m-a căutat de 2 ani de zile, nu știa unde să mă găsească și a tot întrebat prin Cluj. Oamenii ăștia care te-au resuscitat, care zici că te-au... Ei, să vă spun, Mihai Antonescu... Nu s-au gândit la tine, ce a determinat? Păi Mihai Antonescu mi-a spus că format, grupul Odeon Gea este formația lui de suflet, din tinerețe. Deci, și a încercat să mă ajute, a avut ceva probleme, probabil financiare, dar a dispărut așa, fără să-mi spună nimic, că nu mai puteam să dau de el, eu n-am nicio datorie față de mine. Care au fost oamenii care... După ce a venit ăsta, eu, Dumitrescu. Dar care au fost oamenii care v-au influențat și au însemnat cel mai mult pentru dumneavoastră, din punct de vedere profesional sau muzical și uman? De la cine ați învățat cel mai mult? Eu am fost autodidact. Nu, sau epoca de creație. Da, mi-a spus muzica românească, poate doar Mircea Florian mai era care... Mircea Florian, Mircea Florian a participat. Va veni vremea... Eu am făcut un live setup din acesta, am făcut un live setup la București, înainte de concert. Deci am făcut și la TIF un live setup din asta. Cam 5 sau 4 live setup le-am avut până acum, inclus în acesta. Dar vreau să vă spun că a venit la primul Mircea Florian, a fost acolo și el prezent, zice, eu nu uitez, fii atent cum e și Mircea Florian, după ce s-a terminat... Este omorat pentru dumneavoastră, domnule. Da, sigur. Și Mircea Florian a cerut microfonul după la sfârșitul spectacolului și a zis că dacă permite, vreau să spune și eu câteva cuvinte. Și a spus cuvânt cu cuvânt, domnilor, această muzică este pur și simplu senzațională. Domnilor, vreau să spun că muzica aceasta este absolut senzațională. Deci doar a spus că este foarte bună, că promite, a zis este absolut senzațională. Așa m-a mișcat pe mine. Am mulțumit pentru frumoasele cuvinte, dar zice, Rodian, da, așa este. Deci asta era. Deci, dar muzica asta electronică care am făcut-o, efectiv, deci mai e rodul imaginației. Am văzut în interviul pe care l-a dat în 2009, care e postat de vorbești foarte mult despre tine. N-ai nicio problemă în a-ți exprima obsesiile, nebuniile. Ceea ce ok, în părerea mea. Eu n-aș putea să fac chestia asta chiar... Asta este cosmetică. Dacă tu te reții și nu... Dacă te deschizi în fața oamenilor, în mod normal, tu trebuie să îi câștigi. Deci, înțelegi ce spun? Nu, asta nu înseamnă slăbiciune sau... E slăbiciune din partea celorlalți care te critică. Practic, ei sunt perfizi. Ei sunt perfizi. Lasă să vorbească prostul, că numai se face de minune, dar eu nu zic ce fac. Dar și ei, toată lumea face ceva de care să... Perfidie e combinată cu invidie. Dar ei țin foarte mult la aspectul lor, la... Cu Ion Fiță, dead body in the backyard. Da. A fi cestit? Nu, ați împărtășit și o experiență. În altă parte vreau să... Dar sunt de acord cu ce spui.
Deschis, de față, de viață, nu e o noutate, că nu eu sunt singur. Și vreau să te întreb, pentru că marea majoritate de întrebărilor pe care mi le propusesem să te întreb, pusesem deja da, răspunsă în acel material. Și da. Ca și tine să fac, să pun aceeași întrebări, e penibil și așa mai departe. Păi, deci nu știu cât te nu, și eu. Vreau să te întreb, pentru că la baza muzicii, la baza a ceea ce creăm cu toții, da, stau niște teme personale, stau niște frustrări, stau niște factori determinați. Nu? Da, la tine, care sunt demonii tăi? Motive. Sau... Motive, cum da, da, să le spui? Pentru că dorința, deci, sunt un om foarte vanitos, eu sunt un om vanitos și foarte ambițios. Și mai am oarecum să vă răspund pe această cale. Deci, pe ce? Sau pe cine? Pe un grup de oameni care mă înconjurau în general. Deci, mi se părea, mie așa crea impresia că nu mă apreciază cum aș fi meritat. Și atunci pe mine mă supăra, nu erau, apropo, cum ai spus, eu îți deschis față de ele, eu nu împărtășesc experiențele lor cu mine. Asta pentru mine? Da. Pentru că mie mi se pare trădare. Deci nu este obligativ nimeni să-mi spună ce face acasă, e puterea lui. Dar dacă tu... Sau studioul lui. Da. Dacă faci dovadă, adică tu te deschizi față de cineva, tu automat... Aștepți același lucru. Oarecum, dar tu, în orice caz, tu cel puțin, măcar ai făcut, ți-ai deschis sufletul față de el și el ar trebui să fie atent față de tine atunci și să dea front. Deci, în plus de asta, într-adevăr, că mă gândeam și la fete, este ignorat o persoană care spune că nu este adevărat ce spun. Tot ce este pe lumea asta se învârte în jurul sexului opus. Pentru un artist, ideea de a crea este esențială. Care a fost motorul? Ce v-a dus înainte în dorința de a crea sau experiențele personale? Poate ambele. Dar era o descărcare. Sau care ar fi proporția? Nu, era dorința de a mă satisface pe mine. În timp ce ascultam și Beatles și Rolling Stones, era pasaje unde aș fi vrut să fie alt pe piesă. Și am zis că las că fac piesa mea așa cum vreau. Și am făcut exact așa cum am vrut eu piesele. Și atunci simțeam așa o împlinire. Deci cistit, la cistit vorbim. Mergând mai departe de aici, mă bucuram deja înainte, las ca să-l pun eu acum la Maria sau la Anca sau să se vadă ce bine cânt eu. Mă înțelegi ce spun? Deci, după aceea, la prietenii mei să le arăt și creștea inima, știi, și sufletul, cum să spun, chizutul mai. Da, nu din răutate, deci efectiv, efectiv piesele sunau bine. Ne-ați explicat de situațiile tehnice care erau, condițiile de atunci, nu prea era tehnică, erați autodidact, Sphinx și își făceau ei sintetizatoare. Da, să spun că toată lumea, și sculptorii, și pictorii, când lucrează la o pictură, cam tot pentru gloria lui face, se concurează, se gândește la cei la care toată lumea zice că el e mai bun ca mine, dar nu-i mai bun, că eu îți arăt. Nu? Între timp se gândește că și arată la o prietenă lucrare, sau la un prieten, sau la mama. Deci, asta este un fenomen normal la un profesional. În ciuda acelor probleme tehnice, muzică exista, muzică bună în România. Acum nu mai sunt probleme tehnice, lucrurile sună, dar nu este muzică. Lipsește muzica. Exact, asta este. Vă spun care este motivul. Dacă ai sintetizatorul acasă, el deja îți cântă. Dar poate altul este motivul. Acum bărbații nu mai depun atât de multe efort ca cei o femeie. Asta e o părere, nu. Deci totuși se chimie cu acea melodie în speranța că o să-i arăți cu... Bărbații cântă pentru femei. Da, bărbații cântă pentru femei. Deci, și animale, și peștii în oceane.
iau pietricele colorate și aranjează în fața vizuinei lui, ca sunt pești care iau așa, și le aranjează, fii atent, și se uită dacă vine femeia și vine și mai ia niște floricele și le aranjează acolo, fii atent. Să nu-i glumă și bărbații se omoară între ei din cauza femeilor. Bine, și atunci, ce acum se face foarte puțină muzică? Păi muzică, de ce nu se face? De exemplu, dar femeile nu mai apreciază o... Nu, sunt multe cauze, sunt multe cauze. Dacă tu mergi în Turcia și aduci 6 bruci și câștigi 8 milioane de lei într-o zi, nu se mai faci muzică, să faci repetiții cu oameni, știi ce înseamnă să repeți, să vin, să, odată să nu vină bateristul, a doua zi vine bateristul, nu vine gitaristul, basist, e o nebunie, dar voi nu știți de unde acesta. De aceea, întrebările care se pun, de exemplu, la un interviu, sunt oarecum generale, sunt prea generale. Păi eu mâncam bomboane și beam apă, nu aveam bani de pâine, eu cumpăram vopsea de mașină albă ca să-mi vopsesc boxele. Dă-i seama. Deci asta nu le știți. Și atunci, cine e nebunul acela, Carodion, ca să observe că ce îți vreau să aruncă banii pe observe? Nu. Mai bine invit o fată la operă sau la o cofetărie. Mă simt bine, mă duc în Italia. Am mașină, am limuzină. Vezi? Eu am fost dată. Pe mine muzica m-a subjugat. 20 de ani să stai să faci muzică între patru pereți. Eu mi-am dispus viața și tinerețea, în timp ce compuneam o muzică și deja primele acorde, așa sunau de dumnezeiește, sunau. Nici nu m-am culcat până la patul decât să nu termin piesa. În timpul acesta mergeau oameni cu mingea la Somești, la Ștran, să se distreze cu păturica în luna iulie, stăteau, jucau cărți, erau bere, rodeau, nu. Rodeam stătea în casă și lucra. Eu aș mai să ne apropiem de final. Mai vreau să vă întreb, ce înseamnă succesul pentru dumneavoastră? Cum v-au primit oamenii? Ne-am zis de Mircea Florian, de lucrurile frumoase pe care le-au spus. Cum v-au primit în anii 80 și cum v-au primit acum, după aproape 3 decenii? Noi în 1978 am fost numiți, deci grupul de revelație a anilor 1978-1983, deci așa am fost numiți și prima formație chiar la radio și am numit zile acestea, că toate studiourile la București ne-au numit prima formație de muzică electronică din țară. Ei, chiar dacă n-am avut atâtea sintetizatoare și dar am avut același sound, deci muzica era oarecum progresivă, psihedelică, nu știu cum să numim, alții ziceau că ăsta e stilul Rodion, pe Emilic, așa a fost. Ei, și așa cum pentru artist, pentru un artist, cred că este cel mai favoritor, să fie stilul denumit după el. Și vreau să spun că culmea este că am fost numit prima formație muzică electronică din țară. După 30 de ani sunt numit Părintele Muzicii New Wave în România. Deci, ați venit un pic prin lipsă, oarecum, sau cum? Da, oarecum, au trecut la asta și pionierul muzicii electronice experimentale românești. Dar, fără să ignorăm pe Adrian Enescu, el avea sintetizatoare, a făcut poate de 100 de ori mai multe piese ca și el, făcea și la generice, și la teatru, și la filme, a făcut și a avut succes și cu Loredana Groza, dar a fost o piesă bună, dar genul meu de muzică este altfel în față de el. Nu e așa, nu pot să zic că e mecanic neapărat, să-l urajec nici. Stilul lui este al lui, dar muzica mea este altfel construită, este deosebită, mult deosebită de orice alt stil de muzică care există în țară și poate chiar la mine. Care a fost prețul sau care este prețul succesului? La mine, nu cred că la toată lumea e la fel. La mine a fost, eu efectiv mi-am sacrificat toată viața și fete. Nu am putut să mă bucur de momentele plăcute ale vieții, să mă duc la ștran sau... Încheiere, ce doriți să vă doresc? Sănătate și viață lungă. Sănătate și fericire lungă. Și fericire lungă. Vă mulțumesc mult.